Îi mulțumim părintelui Ioan Pop pentru cuvântul de apreciere și de susținere față de familia Giurgi și față de evenimentul de astăzi. Niciodată n-am gândit pe măsură la drumul bobului de grâu, un șir de treceri prin moarte și înviere. Din sac până sub brazda de pământ reavă, iar de acolo până se întrupează în spic, apoi, după secerat și deșertat în hambar, până între pietrele grele și colțuroase ale morii spre a se preschimba în făină. Și de aici până la aluatul cel frământat bărbătește, după ce și drojdia și îngroapă în el ce are mai bun. Fermenții cei rânduiți întotdeauna să moară. Chiar dacă nimeni nu-i vede și nu le pricepe dăruirea și jertfa de plină. La sfârșit, trecerea prin flăcări. Pentru că numai focul adeverește vrednicia unui lucru isprăvit, când din plămădeala dinainte ajunge pâine gustoasă și hrănitoare. Se va fi asemănând oare acest urcuș plin de răspântii cu al nostru, al oamenilor de rând? Se întreabă peregrinul spre țara făgăduinței, pentru că seria Crâmpeie dintr-un vis este despre drumul vieții, este despre drumul credinței, este despre urcușurile și coborâșurile existenței pe acest pământ. Este despre prima logodire, munca scrisului sfânt, și în ordine cronologică, nu altfel, despre a doua logodire, cea anticipată, sugerată la finalul acestui volum. Este ziua de azi, o sărbătoare a comunității din Poienile Izei, o sărbătoare a familiei Giurgi, jumătate de veac de drum împreună. Dar mai mult decât atât și înainte de toate, este ziua în care ne-am întâlnit să-i mulțumim lui Dumnezeu împreună. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de minuni posibile în lumea noastră, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ceea ce pare imposibil se înfăptuiește prin bunătatea și purtarea lui de grijă, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a sădit în inimi tuturor dragostea cea pururi biruitoare. Și pentru că vorbim despre dragoste, v-aș invita din nou să ne unim sufletele și glasurile în imnul intitulat Iubire haidem împreună din ciclul Cântarea veșniciei de Traian Dors, melodie Timotei Popa.